Adrian, vremea rea din weekendul trecut a făcut ravagii în Dobrogea, la Corbu o tornadă a băgat spaima în turiști, iar plaja din Mamaia a fost acoperită de grindină. Trei marinari care se aflau pe lacul Sudgheol au avut nevoie de intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea după ce vântul puternic a răsturnat velierul pe care se aflau. A fost cod portocaliu la malul mării cu ploi abundente de 50 de litri pe metru pătrat. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul nostru Viorel Matei. Bună dimineața, Viorel! Bună dimineața, Viorel! Te ascultăm! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor. Într-adevăr, a fost o furtună care a răvășit tot litoralul. Cel mai rău au pățit-o obieții oameni care se aflau cu velierul pe lacul Sudgheol. Chiar dacă erau sportivi legitimați la un club nautic din Constanța, tot au tras spaima vieților. Oamenii își făceau antrenamentul. În mod normal, când se pune vântul și începe furtuna, marinarii coboară velele. Întotdeauna, însă aici lucrurile s-au petrecut atât de repede încât n-au mai avut capacitate de reacție. O pală de vânt, o rafală sau ciocan, cum spun marinarii, le-a răsturnat imediat velierul. Noroc că aveau vestele de salvare pe ei. Au ieșit din adâncuri, s-au cățărat pe copastia navei răsturnate și s-au ținut de ea. Un localnic de pe malul lacului a văzut toată scena și îngrozit a sunat la 112. Pompierii de la ISU Dobrogea au venit cu două șalupe cu motor, mai mulți oameni și au direcționat un elicopter SMURD deasupra lacului să facă procedeul de căutare și salvare. Elicopterul i-a văzut din aer, s-a poziționat deasupra epavei, astfel încât le-a indicat salvatorilor locul spre care să se îndrepte și să recupereze pe oameni din apă. Până să ajungă pompierii cu șalupele cu motor, câțiva localnici cu bărcile lor cu motor au ajuns lângă cei trei naufragiați, i-au ridicat la bord și au adus la mal pe feri și în siguranță. Epava iahtului este încă acolo, catargul înalt de 3 metri este înfipt pe fundul lacului, va dura ceva timp până ce va fi scos. Atât deocamdată de aici. La revedere! Câțiva localnici din Corb au rămas uimiți să vadă sub ochii lor o tornadă în formare pe Marea Neagră. Vârtejul uriaș s-a apropiat vertiginos de țărm. După tornada a urmat furtuna. A fost rupere de nori și stațiunea Mamaia. Din senin a început să plouă torențial și cei câțiva turiști de pe plajă au fugit mâncând pământul în camerele de hotel. În 3 minute a început să cadă și grindina. În urma ploilor torențiale din Constanța, tone de apă menajeră s-au scurs în mare. Una dintre canalizările de pe faleza cazinoului din Constanța a cedat, iar zona a fost inundată imediat de apele murdare. Cazinoul este monument istoric de categoria A și este în plin proces de restaurare. Constanța se confruntă deseori cu inundații, iar canalizările supra-solicitate cedează în timpul ploilor abundente.